Sub magia Crăciunului se află și forțele militare, indiferent unde s-ar afla. Militarii contingentelor străine, precum cele din Polonia, Macedonia de Nord și Portugalia, aflate în misiune în țara noastră, le transmit românilor urări în pragul nașterii Domnului. May this Christmas bring you everlasting happiness and peace. Success in whatever you do. Prosperity to you and your family. Merry Christmas and Happy New Year. La rândul lor, militarii români aflați în teatrele de operațiuni din străinătate, precum Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Polonia, își îndreaptă gândul către cei de acasă. În numele militarilor detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, vă doresc multă sănătate, Crăciun fericit și la mulți ani! Doresc să urez soției, fetiței și părinților mei Crăciun fericit! Totodată vreau să le urez și colegilor mei din țară sărbători fericite și un an nou plin de bucurii și împliniri profesionale. Cu ocazia sărbătorilor de anul vă doresc un călduros, la mulți ani, sănătate și multe bucurii alături de cei dragi. Conducerea Ministerului Apărării Naționale le transmite militarilor noștri urări cu prilejul sărbătorilor de iarnă, dar și recunoștința pentru toate sacrificiile de care au dat dovadă mereu pentru apărarea țării. Știu că este greu să fiți departe de cei dragi, de copii, de soți sau soții, de părinții dumneavoastră în aceste zile de sărbătoare. Și pentru asta vă transmit încă o dată recunoștința și respectul nostru. În ajunul Crăciunului, ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, au avut întâlnire prin videoconferință cu echipele de comandă ale structurilor armatei române dislocate în misiuni externe în Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo și Polonia.